Sofia Vicoveanca a avut parte de o viață plină de urcușuri și coborâșuri, însă nu a vorbit niciodată prea mult despre toate cumpenele prin care a fost nevoită să treacă. Artista a fost căsătorită cu Victor Micu, care a decedat din nefericire în anul 2003, însă cei doi nu au făcut niciodată cununia religioasă. De-abia acum, la vârsta de 80 de ani, îndrăgita cântăreață a dezvăluit motivul pentru care nu a vrut să îmbrace rochia de mireasă, lăsând pe toată lumea cu gura căscată. Sofia Vicoveanca a recunoscut că nu a dorit să îmbrace rochia de mireasă din cauza faptului că nu se considera o femeie prea frumoasă la acea vreme. Artista a declarat că nici acum nu regretă că nu a făcut cununia religioasă cu soțul ei, pentru că s-a temut de ce părere ar putea avea lumea atunci când o să o vadă îmbrăcată în alb în ziua nunții. Eu nu am fost frumoasă și nu m-am pizuit pe ce am văzut în oglindă. Mie mi-a făcut bine că am fost mai dură cu mine. Nu am fost niciodată mireasă. Nu-mi pare rău că n-am fost mireasă, pentru că lumea satului se întreba dacă a fost frumoasă mireasa și mie mi-a fost frică de asta. Nu mi-a spus nimeni, ci doar așa mi-am zis eu. A fost mai bine așa, a declarat Sofia Vicoveanca pentru un post de televiziune. Sofia Vicoveanca a recunoscut că se preocupă destul de mult de modul în care arată, chiar și acum la vârsta de 80 de ani. Solista a povestit că încearcă să se îngrijească mereu de aspectul ei și de starea de sănătate pentru a putea să se ocupe mai departe de cariera profesională. Rețeta la 80 de ani, foarte multă muncă. N-am medic de familie pentru că sunt sănătoasă. Am medici, dar nu de familie. Am leacuri băbești pentru glas. M-am și vaccinat. Una e când ești pe scenă și alta este când ești la evenimente, așa m-a sfătuit unul dintre impresari. Nu beau cafea niciodată pentru că am tensiunea oscilantă. Am încercat odată să fumez și am crezut că mor și asta pentru că m-a supărat cineva. Dansatoarele mai pipau și am zis să încerc și eu. Nu le-am nici cu băutura. Dacă ne întâlnim undeva mai mulți, maximum un păhărel de țuică. În Bucovina sunt multe băuturi, a mai adăugat Sofia Vicoveanca pentru același post de televiziune.